Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de concurs de construit. În sfârșit, după 1000 de ani, reușim să filmăm și noi această serie. Ce se întâmplă este că abonații efectiv sunt extraordinar de dezinteresați de această serie și este foarte greu să găsești o persoană. În momentul în care dau un mesaj, abia dacă răspund două persoane, oameni buni. Înainte de a începe cu episodul de astăzi, vreau să vă zic ce s-a întâmplat cu episoadele anterioare, da? Episodul dintre, cu duelul dintre mine și Voider și episodul dintre X-Brahi și Pisicuța Artist. Țin să vă anunț că Pisicuța Artist a câștigat cu 35 de voturi la 19. Deci, efectiv, ați ales mai mult povestea, că această pârnaie a avut poveste efectiv și a fost foarte drăguț realizată. De ce nu? Părerea mea că a meritat, chiar a meritat, dar nu a meritat totuși doar 19 voturi, Brahi. De ce doar 19 voturi? Merita totuși mai multe, în regulă. Ei bine, să trecem la episodul. Și aici am câștigat eu cu 23 de voturi la 19, stai nu, la 18, 23 de voturi la 18 am câștigat eu. Ține minte undeva, o să updatez eu mapa asta, nu știu când, dar o să o updatez. Suntem ok. Bun, oameni buni, astăzi avem doi noi participanți. Îl avem pe Lucifer 224 și Neon Booster, care ce a scris acolo, caverna lui Neon. Ok, bun. Caverna lui Neon. Bun, dragilor, cred că știți regula, veți alege o persoană, de fapt, hai să vedem cum vom alege. Tu intră aici și tu intră aici și scrieți pe sign-ul respectiv un număr de la 1 la 20. Să vedem cine va alege ce. Știți că am updatat un pic șandramaua și am mai pus aici niște sign-uri șmechere, deci avem aici niște teme proaspete, sper să le aleagă băieții pe astea proaspete. Astea sunt ale mai vechi, ale mai nașpa. Bun, hai să vedem. Tu ai ales acolo 17 și tu ai ales ce? Serios? Really? 17? Ok. Din Oceanul Pacific, ai ieșit un pește. Alege Lucifer, tema de construit. Dă-i bătaie. Hai să vedem ce blăniță va sparge. Nu, astea de aici nu. Astea sunt defecte. Asta e... Ce? Nu-i nimic acolo. Bun. Astea de aici, te rog. Astea verzi sau astea de aici. Alege o temă random. A spart din temele alea. Noi ești prietenul meu. Fermă de oi. Dragilor, astăzi va trebui la concursul de construit să construiți cea mai șmecheră fermă de oi pe care o puteți gândi. Trebuie să intrați în mintea lui Gigi Becali și să fiți creativi. Dragilor, puneți-vă fiecare pe parceluțele voastre. Nu, în partea cealaltă. Și alegeți-vă, nu, adică unul acolo și unul acolo, unul în stânga mea, unul în dreapta mea. Și alegeți-vă paleta voastră de bloace. Gândiți-vă bine cum veți vrea să vă faceți ferma. Cred că o să fie o fermă medievală, cred, nu știu, cred că deja v-am dat idei. Vă alegeți acolo în paleta aia toate blocurile ca să aveți cu ce începe. Bun, ce să vă mai spun? Seria asta e cam pe moarte, fraților. Așa că tare mult aș aprecia dacă m-ați ajuta cu o chestie și o să facem un concurs special. Afară de concursul de build, o să mai facem un alt concurs de build. Oameni buni, am nevoie de ajutorul vostru, am nevoie să-mi faceți o mapă în Flat World cu o tabelă de-asta mare și șmecheră. Vreau să veniți cu cele mai bune și cele mai șmechere idei, să vedem dacă reușim să înlocuim și noi hashtag maps from subs. Ăla e, frate, un fel de maps from subs. Înlocuim toată chestia asta, înlocuim toată porcăria asta, da? Și o să vă punem tabela voastră în schimb. Ce părere aveți? Toată chestia asta o să o schimbăm, o să facem o hartă în Void și o să avem foarte multe, foarte multe plăcuțe de astea. Bun, cred că sunteți gata, cred că v-ați ales concurs. Cine câștigă primește rang de cel mai mare donator pe Discord-ul abonaților. 3, 2, 1, start! 15 minute la dispoziție. Muzica.
oameni buni, am revenit, m-am decis să pun și shader și cred că arată binișor, arată, e un enhance mai fine la Minecraft. Mai au băieții doar un minut la dispoziție să termine construcțiile și, sincer să fiu, eram foarte pesimist. Credeam că Neon Booster efectiv o să fie dat complet afară din competiție, dar nu e chiar așa. Se pare că aici avem chiar o competiție destul de strânsă. Ei bine, aici avem o fermă ceva mai mare, foarte interesantă. Aici avem cobblestone wall. Am văzut că băiatul a încercat să pună niște oi care văd că sunt puțin cam retardate și nu știu să stea acolo la locul lor și e mai interesant pentru ele să iasă. Ai totuși să o împinge dacă tot a ieșit să ducă de tot în void. Așa, și ferma asta care, cu toate că asta e o clădire foarte, foarte mică, cred că a căutat ceva pe internet băiatul ăsta, că altfel nu pot să-mi dau seama, cu toate că e o clădire foarte, foarte mică, e foarte, foarte drăguță, atâta că nu prea îmi place. Bun, 3, 2, 1, lăsați tot, aruncați tot, ridicați-vă în aer sau veți fi descalificați, sus, sus, sus. Și acum hai să discutăm despre ce construcții au făcut aici băieții. Avem astăzi echipa. În ce echipe jucați voi? Ce echipe? Ce echipe? Enderman. Deci tu o să joci în echipa Enderman. Bun, deci tu vei juca în echipa Creeperilor. Ok, deci avem Enderman versus Creeper astăzi, oameni buni. Deci avem așa, vote 1 pentru Lucifer, dacă vă place ceea ce a construit Lucifer, și vote 2 pentru Neon. Și acum hai să trecem să discutăm. Deci în primul rând, îmi place felul în care a făcut acest gărduleț. E un pic mai creativ și un pic mai drăgălaș. Îmi place că a folosit cobblestone wall și cu o chestie de asta peste. Îi dă un aspect foarte, foarte plăcut. Și chestia asta la bază putea să fie și asta din cobblestone, ca să existe totuși o continuitate. Dar, mă rog, așa a decis băiatul că a vrut să facă, așa a făcut, nicio problemă din acest punct de vedere. Și asta, cred că este un fel de magazin. Da, văd aici că este un magazin cu nenea Gigel aici, care vinde și lână și vinde și oi, și asta este ferma lui Gigel. Foarte, foarte interesant, a făcut aici și a pus și oițele, iar la concurentul nostru a folosit cobblestone wall peste tot. Drept să spun, îmi place cobblestone wall-ul, dar consider că e un pic cam plictisitor dacă nu e combinat și cu niște stâlpi de lemn sau ceva de genul acesta. E ok. Bun. Și căsuța, nu știu ce e asta, căsuța în care stă omul sau căsuța în care stă animalele, nu pot să-mi dau seama. Ah, e căsuța omului, ok. Deci asta nu au un hambar de sine stătător, ele practic umblă random. Ar fi trebuit să aibă ceva de genul acesta, da? Și ele să fie închise de o parte și de alta. Ok, imaginați-vă că aici am fi avut oi, da? Hai să nu fim seveci, să ne imaginăm că aici am fi avut oi, că băiatul a avut oi, dar aia au căzut în spațiu, niciun fel de problemă. Încă o dată, oameni buni, dacă vă place ce a construit aici Lucifer, scrieți acolo vote 1. De fapt nu scrieți, votați, că votul 1 e al lui Lucifer, da, aveți link în descriere de vot. Cred că o să dureze vreo lună, două, trei, până ce o să mă obișnuiesc cu sistemul ăsta nou de vot, că știți că noi eram până acum cu comentariile, nu mai facem așa ceva, că e cam vechi. Încercăm și noi să ne mai îmbunătățim ceva. Așa, și Neon Booster acolo, votați Neon Booster dacă vă place construcția lui Neon Booster. Oameni buni, cam asta ar fi concursul de construit. Rămâne să aflăm episodul următor cine a câștigat dintre acești doi domni. Dar nu închideți încă. Concursul rămâne încă stabilit. Să vedem cine va face o tabelă de asta marcatoare drăguță. Deci pe mine mă interesează următorul lucru. O chestie, o tabelă foarte mare. Pe o tabelă să avem o temă, temele de construit, pe altă tabelă să avem echipele și pe o altă tabelă episoadele speciale, episoadele în care participă Ciunciu.
Da? Tabela respectivă, câștigătorii, nu numai că le voi folosi tabela pe tot parcursul seriei, asta până când se va găsi un alt builder mai bun și va face o altă tabelă, dar le voi da și cel mai mare rang de donator pe canalul de Discord și moderator pe canalul meu. Dragilor, acesta este episodul. Sper că vă plac construcțiile acestor abonați. Nu uitați linkul din descriere, vă duceți, votați și alegeți câștigătorul. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată atenția acordată. Casa voastră e 5 ori, urează să aveți o zi sau o seară faină. Ciao!